vreau să vorbim în seara aceasta, poate despre unul dintre cele mai iubite subiecte, despre dragostea lui Dumnezeu. Și pentru multe din voi sunt sigură că nu va fi ceva nou, pentru altele poate va fi. Vom merge poate prin cele mai cunoscute pasaje. Mă voi bucura dacă vom putea afișa versetele pe măsură ce le spun, dar sunt sigură că sunt aici în sală multe dintre voi care le pot spune pe din afară, pe foarte multe dintre ele. Dar cuvântul lui Dumnezeu are o caracteristică pe care nu o are nicio altă carte. E cu adevărat viu și lucrător, pentru că el are ceva proaspăt de spus de fiecare dată. Și astăzi, împreună cu voi, vreau să văd puterea asta pe care o are cuvântul lui Dumnezeu, trecând, după cum am spus, poate prin cele mai cunoscute pasaje. Am intitulat studiul de astăzi, De ce ne iubește Dumnezeu? Și asta este doar prima din cele patru întrebări la care vreau să răspundem împreună. De ce mă iubește Dumnezeu pe mine și de ce te iubește pe tine? Ne iubește pentru că suntem bune? Ne iubește pentru că facem fapte bune? Poate ne iubește pentru că nu am avut intenții rele atunci când am făcut ceva, ci din contră am avut intenții curate? Ne iubește Dumnezeu mai mult pentru că pe unele din noi ne-a lăsat cu sănătate, iar altele se luptă cu bolile? Ne iubește Dumnezeu pentru ceea ce facem noi pentru El? Vreau să vă spun că biblic răspunsul este nu. Dragostea lui Dumnezeu nu poate fi cumpărată, pentru că dragostea lui Dumnezeu deja s-a dăruit în toată plinătatea ei. Dumnezeu nu ne iubește pentru ceea ce facem noi sau pentru ceea ce suntem noi, ci El ne iubește pentru ceea ce este El. Și vedem lucrul acesta foarte, foarte bine încă de la începutul începutului, încă din Genesa. În Genesa Dumnezeu ni se descoperă pentru prima dată și ni se descoperă ca Dumnezeul Creator. Și Dumnezeu ne arată de El prin acest act al creației. Așa că întrebarea se pune, de ce creează Dumnezeu? Universul întreg, galaxii superbe, cerul ăsta înstelat pe care noi îl vedem noaptea. De ce a creat Pământul în poziția asta perfectă pe care o are ca să poată susține viața, natura atât de frumoasă? Am venit pe drum, am rămas copleșită, drumul de la Beiuș până aici, acum în octombrie, este superb. Este superb în fiecare anotimp și în fiecare lună aici pe Roșia, dar în octombrie este absolut spectaculos, o splendoare. De ce ne-a creat pe noi? De ce ne-a lăsat aici, în acest județ, în acest oraș, în acest timp istoric? Și aflăm din Genesa că Dumnezeu creează din iubire, creează din generozitate. Și ceea ce este foarte diferit decât dacă ar fi creat din necesitate. Are Dumnezeu nevoie de noi? Sau se poate descurca și fără noi? Ce părere aveți? Se descurcă și fără noi, bineînțeles, El este Dumnezeu, este atotputernic. Dar El ne alege pe noi. Nu din necesitate, ci din iubire, din generozitate ne-a creat Dumnezeu. Și vedem lucrul acesta, că l-a lăsat ilustrat și în natură. Astăzi, când sunt aduși copii pe lume, Dumnezeu i-a lăsat să fie aduși pe lume tot din iubire. Este modul creației de a ilustra iubirea Creatorului. Însăși ființa noastră, însăși existența noastră se datorează iubirii lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu
Are cine să-L laude și chiar dacă nu-L laudăm noi, ne spune cuvântul că pietrele vor striga. Dumnezeu ne creează din iubire, nu din necesitate. Și mai mult de atât, se dă pe sine însuși pentru întreaga lume, tot din iubire. Și mergem acum în Ioan 3:16 la poate cel mai cunoscut verset din Biblie, versetul de aur, care spune așa: fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că ce a făcut pentru că a iubit? A dat. Pentru că dragostea adevărată înseamnă sacrificiu. Că a dat pe singurul lui fiu, ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Așadar, Dumnezeu nu are dragoste. Sau spunem noi că are multă dragoste. Dacă o luăm motamo și din punct de vedere teologic, este greșit. Dumnezeu este însăși dragostea. De aceea El este standardul de iubire și El este și persoana de la care învățăm ce înseamnă iubirea. Pentru că noi aici pe pământ distorsionăm termenul. L-am mai ciuntit puțin, l-am mai caricaturizat puțin. Și avem nevoie de un punct de reper la care să ne întoarcem ca să vedem ce înseamnă iubirea adevărată. Și ca să înțelegem iubirea adevărată, mergem la Dumnezeu, care tot ce face, face din iubire. Chiar și atunci când lasă peste noi probleme, chiar și atunci când lasă peste noi încercări, tot din iubire o face. Din iubirea unui tată care își dorește ca să te întorci în prezența lui. După cum au mărturisit toate surorile de mai devreme. Din iubirea unui tată care își dorește o relație cu fiica lui. Dar noi, fiicele lui, ne-am luat cu treabă. Căci avem case de întreținut, facturi de plătit, copii de crescut, părinți de ajutat, comunități de slujit. Și ne-am luat cu treabă. Dar Dumnezeu ne cheamă la o relație. Și această relație este definită de dragostea Lui. A doua întrebare la care vreau să răspundem este: cum mă iubește pe mine Dumnezeu? Cum este dragostea lui Dumnezeu? Și aș vrea să mergem prima dată în 1 Ioan, în capitolul 4, cu versetul 19. Și să vedem aici o caracteristică foarte importantă a dragostei lui Dumnezeu. În 1 Ioan, capitolul 4, versetul 19. Noi îl iubim pentru că El ne-a iubit întâi. Ceea ce înseamnă că Dumnezeu nu numai că ne creează din iubire, dar Dumnezeu este și inițiatorul iubirii. Și dacă avem astăzi dragoste în noi, acest lucru este pentru că Dumnezeu ne-a dăruit-o. Citim în Galateni, roada Duhului Sfânt este aceasta, prima de acolo este dragostea. Și avem versetul în care ne spune că îi veți cunoaște după roadă, cum să judecăm oamenii, în sensul de cum să cântărim felul în care oamenii își trăiesc viața. Și ne spune acolo că îi veți cunoaște după roadă. Și noi de multe ori credem că roadă înseamnă binecuvântare, dar nu este adevărat. Roada este acolo în Galaten. Când măsurăm un om, ar trebui să-l măsurăm după dragostea lui, după bunătatea lui, după pacea lui, după credincioșia lui și toate celelalte enumerate în Galaten. Deci, Dumnezeu este Cel care a inițiat această iubire pe care ne-o poartă. Noi nu L-am putea iubi dacă El nu ne-a iubit întâi. Deci, această dragoste este inițiată de Dumnezeu. De asemenea, această dragoste este infinită. Nu este mai mare pentru unii pentru că se află în niște situații mai privilegiate, că s-au născut cu sănătate, sau că s-au născut în familii mai înstărite, sau că s-au născut în țări mai dezvoltate. Asta nu înseamnă că Dumnezeu îi iubește mai mult, pentru că pe fiecare dintre noi Dumnezeu ne va judeca după dreapta judecată, după măsura
darurilor pe care a pus-o în noi, după numărul talanților dați. Dumnezeu va judeca după dreptate. Nu așa măsurăm noi dragostea lui Dumnezeu, ci măsurăm dragostea lui Dumnezeu prin ceea ce este El și prin ceea ce El a dat. Și după cum am spus mai devreme, Dumnezeu a dat totul. De aceea este dragostea lui infinită, pentru că El nu a dat doar o parte din El. Noi spunem că Domnul Iisus Hristos a murit pentru păcatele noastre și este corect. Dar știm că Dumnezeu este Trinitate. Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul, Dumnezeu Duhul Sfânt. Și atunci când Domnul nostru Iisus Hristos a murit pentru noi, întreaga dumnezeire a suferit pentru noi. Ne spune Biblia că Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine. Așa că să nu privim jertfa lui Hristos doar ca un fiu care ascultă de tata, se duce și se jertfește și tata stă pe tron, în nori, pe fotoliu și zice, oh, îmi pare rău acum de fiul meu, dar asta este în săpătă. Nu, Dumnezeu a fost total implicat în jertfa fiului său. Total. Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu sine. Aceasta este dragostea Lui, dragostea care jertfește. Avem un capitol în Biblie dedicat dragostei, din care adesea se predică la nunți. Care este acest capitol? 1 Corinteni 13, bineînțeles. Exact. Haideți să deschideți cu mine acolo la 1 Corinteni 13, pentru că întrebarea la care noi încercăm să răspundem acum este cum mă iubește Dumnezeu. Și haideți să vedem cum este această dragoste pe care noi o numim ideală, absolută, infinită, perfectă. Dragostea asta după care fiecare dintre noi tânjim. Chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești și n-aș avea dragoste, sunt o aramă sunătoare sau un chimval zângănitor. Și chiar dacă aș avea darul prorociei și aș cunoaște toate tainele și toată știința, chiar dacă aș avea toată credința așa încât să mut și munții și n-aș avea dragoste, nu sunt nimic. Și chiar dacă mi-aș împărți toată averea pentru hrana săracilor, chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars și n-aș avea dragoste, nu-mi folosește la nimic. Ce încearcă Apostolul Pavel să ne spună aici este faptul că motivația cu care noi îl slujim pe Dumnezeu contează. Contează. Nu numai că ea contează, ci este definitorie pentru răsplata pe care o vom primi pentru slujirea noastră. Căci avem acel pasaj înfiorător, de când eram copil îmi tătea fiori, în care, venind la judecată, Domnul Iisus Hristos spune, plecați de la mine căci nu v-am cunoscut. Și credincioșii spun, dar Doamne, nu am făcut noi minuni în numele Tău, nu am prorocit noi în numele Tău, nu am fost noi învățătorii în numele Tău, nu am ajutat săraci în numele Tău, nu ne-am rugat pentru bolnavi, n-am făcut noi atâtea și atâtea lucruri pentru Tine și în numele Tău. Și Domnul Hristos spune, plecați de la mine, că niciodată nu v-am cunoscut. Mesajul de astăzi, prin care îmi doresc să înțelegem mai profund dragostea lui Dumnezeu, este o chemare la sfințenie. Pentru că Dumnezeu ne îndeamnă să creștem în credință și în cunoștință și să nu ne mai hrănim doar cu lapte, să trecem și la bucate tari. Și când suntem mici sau poate la începutul vieții noastre de credință, fie că a fost în copilărie, în adolescență, în tinerețe sau chiar și la bătrânețe, ne concentrăm oarecum pe lucrurile astea mai mari și mai largi, în care zicem, măi,
să mă abțin, să nu mint, să rezist ispitei, să nu bârfesc, să nu comit alte păcate, poate mai grele. Și ne concentrăm pe lucrul ăsta și nu este un lucru rău, dar este primul nivel și Dumnezeu vrea ca noi să creștem în adâncime cu El. Și ce vedem aici în 1 Corinteni 13 este că oricâte fapte bune am face noi, dacă ele nu au motivația corectă, dacă ele nu au atitudinea corectă, dacă ele nu sunt pornite dintr-o inimă care abundă de iubire pentru cel de lângă noi pe care îl slujim, ele nu sunt primite înaintea lui Dumnezeu. Desigur, ele pot face foarte mult bine aici, pe pământ. De acord, sunt atâția oameni care au fundații caritabile, care donează mii, milioane, miliarde, poate nu chiar miliarde, dar milioane sunt oameni care donează. Și se fac tot felul de programe pentru țările din Asia, din Africa, pentru regiunile subdezvoltate, din America Latină, chiar și din Europa. Însă, motivația cu care o facem este foarte, foarte importantă. Pentru că legată de motivație este veșnicia noastră și răsplata noastră. Și îmi doresc ca aici, în lumina acestui pasaj din 1 Corinteni, să ne cercetăm cu adevărat, să fim cu adevărat vulnerabile în fața lui Dumnezeu. Ascultați-mă, noi nu îi spunem lucruri noi. Noi nu venim la Domnul și zice, Doamne, știri de ultimă oră, am păcătuit, sau am făcut ceva bine, sau cineva m-a supărat. Dumnezeu nu are știri de ultimă oră de la noi. El este omniprezent, El este omniștient, le știe pe toate, le înțelege pe toate și le pătrunde mult mai bine decât noi. Și totuși Dumnezeu vine și ne cheamă ca să ne mărturisim păcatele, pe care El deja le știe. Și ca să ne lăsăm poverile la crucea Lui, pe care El deja le știe. Și ca să îi spunem nevoile noastre, pe care El deja le știe. Dar noi nu le știm. De asta ne cheamă Dumnezeu, ca să îi le spunem Lui, pentru că până nu ne cercetăm în lumina cuvântului prin Duhul Sfânt, adesea nu le știm, nu le conștientizăm. Așadar, vreau să facem lucrul ăsta, vreau să avem un moment de cercetare în care să ne gândim care este motivația pentru care participăm duminica la slujbă. O facem ca să ne vedem cu prietenii, cu frații, cu surorile. Eu am fost acolo, credeți-mă. Și mai sunt câteodată. O facem pentru că doar ne-am cumpărat o rochie nouă, e Crăciun și trebuie să ne punem o poză frumoasă îmbrăcată în rochia respectivă, să primim like și să avem 20 de comentarii cu Crăciun fericit. O facem ca să ne păstrăm reputația bună atunci când inima noastră e răzvrătită sau atunci când inima noastră e frântă? De ce participăm în programe de ajutorare socială? O facem ca să dăm mai departe share la lucrurile pe care le-am făcut? O facem ca să ne amortizăm conștiința vis-a-vis de păcatele în care trăim și să credem că, uite, am minusurile astea, dar am și plusurile astea și oarecum balanța se va echivala într-un fel? Femei frumoase, să nu ne înșelăm. Dumnezeu e absolut. Un singur păcat pune un zid de despărțire între noi și El. Un singur gând necurat, o singură privire dură, o singură vorbă spusă la mânie. Dumnezeu e sfânt, este de trei ori sfânt. Și sfânt nu înseamnă doar neprihănit, sfânt înseamnă cu totul diferit, de altă natură, pus deoparte.
Și ne cheamă și pe noi, Dumnezeu, să trăim la fel. Cum am putea? Cum? Când un singur păcat pune un zid de despărțire între noi și El. Mergem mai departe în 1 Corinteni. După ce am aflat despre faptul că dragostea trebuie să fie motivația pentru tot ce facem, din versetul 4 continuăm. Dragoste, acum ni se spune cum este dragostea. Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate, dragostea nu pismuiește, nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr, acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul și greu de tot, suferă totul. Suferă totul. Există o singură persoană care a suferit totul cu adevărat? Noi adesea nu suferim totul. Suferim, dar la un moment dat trebuie să ne mai cerem și drepturile. Ce înseamnă asta? Însă a existat o persoană care a suferit totul. A fost un om care a venit și cu adevărat nu a făcut rău nimănui, ci din contră a făcut numai bine. Dumnezeul întrupat în Iisus Hristos și El singurul care nu merita moartea și nu merita pedeapsa, a trăit-o și a plătit-o pentru noi. Dragostea lui Dumnezeu nu este o tranzacție. Mă duc la biserică, mă implic în grupuri de surori, mă duc la studiu, încerc să ajung și la întâlnirea de rugăciune ca să mai amorțesc conștiința asta, pentru că am gândurile astea cu privire la persoana asta care m-a rănit. Ca să-mi amorțesc conștiința vis-a-vis de atitudinea urâtă pe care o am față de soțul meu, față de copiii mei, față de sora nu știu care, care mi-a spus niște lucruri foarte urâte și nici măcar mine, ci pe la spate. S-a dus și a vorbit cu X și cu Y. Știți că faptele bune nu acoperă faptele rele? Avem o singură modalitate de spălare a păcatelor. Și acesta este sângele Domnului Iisus Hristos. Dragostea lui Dumnezeu nu e tranzacțională, relația cu El nu e o tranzacție. Dragostea lui Dumnezeu este relațională, adică Dumnezeu vrea ca noi să-L cunoaștem pe El și să trăim împreună cu El, descoperindu-I frumusețea și urmându-I voia. Ni se arată dragostea lui Dumnezeu cel mai profund, cel mai frumos, cel mai extraordinar, cu adevărat în plinătatea ei, când Domnul Iisus Hristos se întrupează, moare, înviază și este înălțat la cer. Dacă credeați că simbolul dragostei este o inimioară, aflați astăzi că simbolul dragostei este o cruce. Ăsta este cel mai profund simbol al iubirii. Este iubirea unui tată care dă totul pentru copiii lui. Este iubirea unui creator infinit care a creat planeta asta frumoasă, pe care suntem acum mai bine de 7 bilioane. Da? De oameni și câți au mai fost înaintea noastră de-a lungul istoriei, atât de trecători, 20 de ani, 50 de ani, 80 de ani trăim și milioane și miliarde și bilioane de alți oameni vin după noi. Și Dumnezeu ne iubește atât de mult încât se dă pe El însuși pentru noi care trecem ca
vântul. Ca o floare care răsare, deschide frumos petalele la soare și se usucă. Și suntem așa de mulți și suntem așa de mici și suntem așa de limitați în înțelegerea noastră. Și Dumnezeu ne iubește atât de mult că El, absolutul, supremul, infinitul, care are toată puterea, care are toată înțelepciunea, care a creat planete de 20.000 mai mari decât Pământul, care a creat galaxii și un univers infinit, spune: eu vin și mă dau pentru oamenii aceștia, pentru ființele astea mici. Are fratele Vrumbrand o predică care se numește Nebunia Dragostei. Neapărat să o căutați. Nebunia Dragostei se numește, o găsiți pe YouTube. Și am să preiau de la dumnealui ilustrația asta, că este cea mai bună ilustrație pe care am auzit-o până acum pe acest subiect. Noi trebuie să încercăm să facem o comparație, pentru că e greu pentru mintea noastră să înțeleagă și să cuprindă un Dumnezeu infinit. Nu-L putem înțelege în totalitate, nu-L putem cuprinde în totalitate. Dar ne trebuie o comparație ca să înțelegem ce a însemnat jertfa asta. Și zice Vrumbrand în predica respectivă că este ca și cum noi oamenii ne-am sacrifica și ne-am da pentru șoareci sau pentru furnici. Care dintre noi am vrea să fim omorâți de dragul șoarecilor, ca să trăiască șoarecii? Înțelegeți? Aceasta este comparația, diferența sau furnicile. Aceasta este diferența dintre noi și Dumnezeu. Și totuși Dumnezeu a pus ceva în noi. A pus chipul Său în noi. Și chiar dacă am căzut, chiar dacă am păcătuit, Dumnezeu încă ne iubește și ne trage semnale de alarmă în fiecare zi și ne vorbește în fiecare zi prin oameni, prin visuri, prin boli, prin predica fraților păstori, prin cântările pe care le ascultăm, prin prietena aia care ne tot cheamă: hai, nu vrei să vii și tu la grupul de surori? Hai, nu vrei să vii și tu la rugăciune? Uite că Dumnezeu a lucrat data trecută, uite că Dumnezeu ne-a arătat dragostea Lui, ne-a arătat puterea Lui. Hai, nu vrei să vii și tu împreună cu noi ca să-L cunoști mai mult, ca să-L experimentezi mai profund? Dumnezeu ne cheamă și ne trage semnale de alarmă și uneori ne lasă să suferim. De ce? Ca să ne apropiem de El, să suferim acum un pic de timp, câteva luni, câteva zile, câțiva ani, ca să nu suferim o eternitate. Cum ne spune Pavel? Suferința de acum, asta de o clipă, nu poate fi comparată cu slava viitoare. Dumnezeu ne oferă această dragoste imensă și o oferă în totalitate. În totalitate. Se dă pe sine însuși, nu există nimic mai prețios. Nu a delegat pe cineva să zică: dragă Arhanghelule Mihail, du-te, te rog, și fă ordine aici cu oamenii ăștia de pe pământ. Nu, Dumnezeu spune: eu mă dau. Eu. Eu mă sacrific. Ce să facem noi cu dragostea lui Dumnezeu? Cu dragostea asta mare care s-a dat pentru noi? Dumnezeu ne cheamă să o primim, să o acceptăm. Atât trebuie să facem noi. Atât. Nu ne cheamă Dumnezeu să-i câștigăm dragostea cu faptele noastre bune, cu rugăciunile noastre elevate, cu cuvintele noastre frumoase. Dumnezeu ne cheamă doar să-i acceptăm dragostea. Și vedem asta foarte bine în Evanghelia după Ioan, în capitolul 1, versetele 12 și 13. A venit la ei săi și ei săi nu l-au primit.
dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii al lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia firilor, ci din nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. El, inițiatorul dragostei, este cel care ne naște. Totuși, dragostea lui este o dragoste prețioasă. Este o dragoste scumpă. Este o dragoste care a costat foarte mult. L-a costat fiul său, a costat sângele lui, trupul lui fără de păcat. Este o dragoste extrem de prețioasă. Ceea ce înseamnă că nu poate fi primită oricum. Nu putem rămâne insensibili la alegerea care ne stă înainte. Și Dumnezeu o pune în fața tuturor. Primești dragostea mea sau respingi dragostea mea? Și dragostea lui Dumnezeu nu se primește oricum. Hai să vedem din Biblie cum reacționează oamenii care se întâlnesc cu Dumnezeu. Isaia. Să vedem în Isaia, în capitolul 6, cu versetul 5. Dumnezeu îi se descoperă lui Isaia și Isaia spune așa: Vai de mine, sunt pierdut, căci sunt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate și am văzut cu ochii mei pe împăratul, Domnul oștirilor. Să luăm un alt exemplu. Domnul Iisus își recunoaște ucenicii. Să vedem cum reacționează Petru la chemarea lui Dumnezeu. În Luca, în capitolul 5, cu versetul 8, Domnul Iisus Hristos se apropie de Petru care nu pescuise nimic o noapte întreagă și îl îndeamnă să mai încerce o dată. Acum dimineața, deja spre prânz, când niciun om întreg la cap nu mai pescuiește. Dar zice: Doamne, la cuvântul Tău voi face și asta. Și pasajul este intitulat, după cum multe din noi știm, Pescuirea minunată. În capitolul 5, versetul 8, după ce se umplu mrejele de pești și corăbile stau să se scufunde de greutatea lor, să vedem care este reacția lui Petru. Când a văzut Simon Petru lucrul acesta, s-a aruncat în genunchi înaintea lui Iisus și i-a zis: Doamne, pleacă de la mine, căci sunt un om păcătos. Și nu sunt singurele exemple din Scriptură. Dacă înțelegem dragostea lui Dumnezeu, noi nu o putem înțelege decât în contextul sfințeniei și dreptății Lui și în comparație cu cine suntem noi, căci Dumnezeu ne cheamă să ne comparăm cu Hristos, nu unele cu altele. Și dacă ne stăm sincere înaintea lui Dumnezeu, am reacționat la fel cum au reacționat toți mari oameni din Biblie care s-au întâlnit cu Hristos. Vai de mine! Doamne, sunt un om păcătos. Dragostea lui Dumnezeu se primește doar în smerenie. Binecuvântarea lui Dumnezeu se primește doar în smerenie. Nu o putem lua oricum, pentru că a fost scumpă. Pentru că s-a plătit mult, mult. Când ne uităm la dragostea lui Dumnezeu, vedem sfințenia lui și ne recunoaștem
iertarea. Ne recunoaștem păcatul. Recunoaștem că suntem nimic în comparație cu El. Și haide să ne întoarcem la primul punct, la creație. Din ce a scos Dumnezeu stele? Din ce a făcut Dumnezeu frumusețea pământului? Din ce a scos El frumusețea florilor? Din nimic. Dumnezeu nu lucrează decât cu nimic. Dacă vreți ca Dumnezeu să lucreze în viața voastră, dacă vreți ca Dumnezeu să vă umple, trebuie să ajungem să înțelegem că suntem nimic. Pentru că Dumnezeu doar cu asta lucrează. Nu veți vedea că Dumnezeu creează decât din nimic. Și dacă vrem ca chipul nostru să poarte zâmbetul Lui, dacă vrem ca ochii noștri să poarte lacrimile Lui pentru cei aflați în nevoie, pentru cei care nu-L cunosc, El nu poate lua chip în noi până când nu recunoaștem că suntem nimic. Dacă vrem ca faptele noastre bune, picioarele noastre care aleargă după îngrijirea familiei, după ajutarea celor în nevoie, să fie picioarele lui Iisus, dacă vrem și noi să fim încălțate cu râvna Evangheliei, dacă vrem ca brațele noastre să îmbrățișeze așa cum a îmbrățișat El și îmbrățișarea noastră să dea vindecarea pe care a dat-o îmbrățișarea Lui, dacă vrem ca oamenii să simtă căldura dragostei Lui atunci când noi îi luăm în brațe, trebuie să ne recunoaștem starea și să lăsăm pe Dumnezeu să ne umple, pentru că doar El, doar El poate face lucrurile acestea. Noi nu putem, nu avem putere. Nu avem suficientă inteligență ca să plănuim atât de extraordinar fiecare moment, fiecare întâmplare, fiecare intervenție, astfel încât toate să lucreze împreună spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu. Doar Dumnezeu poate face asta. Dragostea lui Dumnezeu costă. A costat foarte, foarte mult, a fost foarte prețioasă. Dragostea nu are valoare în afara dreptății. Că suntem acum inundați de ideile astea, de faptul că toată lumea este egală, trebuie să iubim pe toți absolut oricum și totul să fie bine, că avem loc pe planeta asta cu toții să ne purtăm cum vrem și să facem cum credem noi. Nu este așa. Pentru că dragostea care nu costă rezultă în haos. Eram acum vreo 3-4 ani, tot aici în județ, la o adunare micuță, micuță de tot de la țară. Mergeam cu o parte din tinerii de la Beiuș, Miercurea. Și într-una din seri veneau de obicei frații păstori de la Beiuș pe rând, în câte o săptămână, și a fost o perioadă în care am fost și eu cu ei. Și într-una din seri, unul din păstorii de la Beiuș, care acum nu mai este printre noi, fratele Tirla, a dat un exemplu extraordinar și aș vrea să folosesc exemplul lui. El a spus așa, vis-a-vis de dragoste și de dreptate, că nouă ne e greu să, în mintea noastră, să facem împăcarea dintre dragostea lui Dumnezeu și dreptatea lui Dumnezeu. Ni se pare că dacă Dumnezeu ar fi dragostea, asta înseamnă că n-ar pedepsi pe nimeni. I-ar iubi pe toți și totul ar fi pe îndorișor și roz și totul ar fi ușor și simplu. Alții spun nu, că Dumnezeu e rău și că e doar dreptate și nu face decât să taie, să spânzure, să ne dea necazuri, să ne țină acolo o grămadă de timp. Aș vrea să înțelegem mai profund dragostea lui. Imaginați-vă că sunteți prinși de poliție, mergând cu foarte mare viteză. Evident, ofițerul de poliție vă trage pe dreapta, actele la control, doamna Pustan.
Da, știți, da, cu cât mergeați dumneavoastră? Păi, cu vreo 30 de kilometri în plus față de limita de viteză. Și care era limita de viteză? Păi 50 de kilometri în localitate. Vedeți că știți. Acum, polițistul are două opțiuni. Una este să fie bun, să zică: ah, vă grăbeați. Hai, bine, treacă de la mine și vă iert de data asta, vă dau doar un avertisment. Da, să nu vă mai prind pe aici cu așa viteză. Cealaltă este și e corectă. Să spună: nu se poate, ați depășit limita legală, uitați, aici este scris în legislație, la articolul ăsta, vă dau amendă, trebuie să o plătiți. Cine greșește, plătește. Și este corect. Însă Dumnezeu este și bun și drept. Dumnezeu spune: meriți să plătești pentru păcatele tale. Legea spune că trebuie să plătești. Dar eu sunt dragoste și plătesc eu în locul tău. Asta este dragostea lui Dumnezeu. Și dacă am luat-o superficial, în ideea în care Dumnezeu să fie doar dragoste și să nu fie dreptate, imaginați-vă ce ar însemna dacă polițiștii ar da doar avertismente. Câte accidente ar fi, câte morți, câți oameni morți rezultați în urma accidentelor ar fi, dacă n-am ști un pic și de frica poliției rutiere și a merge fiecare fără să ținem cont de reguli, fără să ținem cont de nimic. Regulile și legile sunt o dovadă a dragostei. Cum se arată? Cum se arată dragostea lui Dumnezeu în noi și cum facem noi ca să o arătăm și altora? Aflăm din 1 Timotei 1:5, care spune așa: ținta poruncii este dragostea. Care de unde vine ea? Vine dintr-o inimă curată și dintr-un cuget bun și dintr-o credință neprefăcută. Vedeți de ce ne dă Dumnezeu porunci? Nu ca să știm noi că n-avem voie. Aolo, n-am voie nici aia, n-am voie nici aia, n-am voie nici aia, n-am voie nici aia. Nu de asta ne dă Dumnezeu porunci. Ținta poruncii este dragostea. Dumnezeu ne dă porunci fiindcă ne iubește. De asta ne dă porunci. Și pe ele le-a lăsat așa cum sunt, ca să ne protejeze, tot din iubire. Ca să ne protejeze pe noi, să nu cădem în capcanele celui rău. Pentru că, mergând împotriva legilor lui, mergând împotriva poruncilor lui, cădem în capcanele celui rău. Și apoi, cine greșește, ce face? Plătește. Da? Și Dumnezeu vrea să ne scutească de asta, luându-ne poverile, mângâindu-ne durerile, legându-ne rănile, întregindu-ne inimile sfărmate, dându-ne vindecare pentru oasele noastre și pentru sufletele întristate. Deci cum putem să arătăm dragostea lui Dumnezeu? În primul rând, ascultând de poruncile Lui. Ascultând de poruncile Lui. În 1 Ioan 3:16 avem un verset foarte interesant. Noi am cunoscut dragostea Lui, cum? Prin aceea că El și-a dat viața pentru noi și noi, deci, trebuie să ne dăm viața pentru frați. Dumnezeu își dă viața pentru noi ca să ne lase un model de cum ar trebui să trăim. Și modelul pe care Dumnezeu ni-l lasă este modelul dragostei care se sacrifică.
dându-ne viața pentru frați, nu pentru noi înșine, nu pentru avansarea noastră, că asta o face Dumnezeu, care spune că are El grijă ca toate lucrurile să lucreze împreună spre binele celor ce-L iubesc. Nu asta trebuie să ne macine pe noi. Nu asta trebuie să ne preocupe pe noi. Ci preocuparea noastră trebuie să fie dragostea față de Dumnezeu și de poruncile Lui și dragostea pentru frații. Asta trebuie să fie preocuparea noastră. Și nu este așa de greu. Este mai greu să faci strategii pentru avansare, să te tot gândești, să te tot întorci, să te tot... E mai greu. Pe când dragostea într-o inimă transformată de Domnul Iisus Hristos, veți vedea că vine natural. Vine natural. Să-i cerem lui Dumnezeu ca să ne dea ochi pentru nevoile celor din jur și destulă deschidere vis-a-vis de timpul nostru și de banii noștri și de inteligența noastră și de capacitățile noastre de organizare și de casele noastre și de mașinile noastre, ca să îl slujim pe El, slujindu-i pe ei. În Marcu avem o întâmplare când Domnul Iisus este întrebat care este cea mai mare poruncă. Și El ne-o spune și pe prima și pe a doua. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, da? Cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău. Este cea mai mare poruncă, da? Și a doua care este? Și pe aproapele tău, ca pe tine însuți. Deci, cea mai mare poruncă, și prima și a doua, sunt să iubești. Astea sunt cele mai mari porunci. Să iubești, să iubim. Nu să facem, da? Nu să practicăm, ci să iubim. Pentru că faptele vor veni natural din generozitatea unei inimi care este inundată de iubirea lui Dumnezeu. Faptele noastre bune nu ne cumpără mântuirea. Nu ne determină veșnicia, ci alegerea pe care o facem vis-a-vis de dragostea care ni s-a arătat în Iisus Hristos. Aceasta ne determină mântuirea și veșnicia. Faptele noastre bune sunt doar o ilustrație normală, sunt doar o consecință naturală a alegerii noastre de a-L urma pe Hristos. Să nu ne mai bazăm pe ele. Bineînțeles că trebuie să le facem, bineînțeles că suntem chemați să le facem, dar, așa cum a spus și sora mai devreme, să nu ne încredem în ele. Nici în disciplinele spirituale nu ne-am pus noi încrederea. Nici în post, nici în rugăciune, nici în studiu. Nu ne-am pus încrederea nici în actele de caritate și nici în munca noastră, ci ne-am pus încrederea în Dumnezeul veșnic care s-a dat pentru noi. Ne-am pus încrederea în Iisus. Și bineînțeles că suntem chemați la o relație cu El prin disciplinele spirituale, însă nu în cantitatea de rugăciune și de post, nu în orele petrecute în Scriptură ne punem noi încrederea, ci în bunătatea, în înțelepciunea Domnului Iisus Hristos. Pentru că dragostea Lui nu e o tranzacție. Tu citești mai mult, poftim mai multă binecuvântare. Tu citești mai puțin, poftim mai puțină binecuvântare. Nu este așa. Și asta nu e nedreptate. Din contră, asta e mare dreptate și mare generozitate din partea Domnului Iisus Hristos. Bunătatea și dragostea lui Dumnezeu ne face fiecăruia dintre noi această chemare ca să o acceptăm, ca să o prețuim, ca să o trăim și să o dăm mai departe. Îmi vin acum niște versuri în minte.
Sunt niște versuri ale lui Costache Ioanid, după care cred că este și o cântare, oricum nu vă voi tortura cântând. Nu poți avea toate talentele. Dar sunt niște versuri foarte frumoase care exprimă foarte profund în simplitatea lor felul în care Dumnezeu ne cheamă să punem în aplicare această poruncă a ascultării de Dumnezeu, a iubirii de Dumnezeu, iubindu-i pe cei de lângă noi. Și le spun așa: vreau să iubesc pe frații mei cu tot ce am în piept mai sfânt. Vreau să doresc tot cerul ei, dar să iubesc așa cum sunt. Vreau să iubesc pe frații mei cu care veșnic voi fi sus, oricât am avea noi de împărțit aici pe pământ. Văzându-L pe Iisus în ei, să-L simt în mine pe Iisus. Când frații mei au răni ce dor, să-mi fie brațul mai sfios, să nu apăs în rana lor, căci nu eu vindec, ci Hristos. Noi, prin Iisus, am fost iertați, ca să iertăm și noi oricui. Și dacă nu iubim pe frați, n-avem în noi iertarea Lui. Dumnezeu în dragostea Lui le face o chemare la împăcare. Știți de ce vine Hristos? Hristos vine ca să refacă legătura pe care Dumnezeu a lăsat-o la creație între Dumnezeu și om. Când se întâlnea cu Adam și Eva în răcoarea zilei și discutau împreună ca prietenii, apoi oamenii au ales păcatul și această legătură s-a rupt. Și Hristos vine ca să facă un pod peste prăpastia asta care s-a surpat între Dumnezeu și om. Și ne cheamă să alegem dragostea Lui, să o acceptăm și să o punem în practică. De ce? Ca să avem din nou acces la Dumnezeu și ca să avem înțelepciune în relația cu frații noștri. Și atunci când se surpă prăpastia între noi, prin dragostea Domnului Iisus, să construim și noi un pod între noi și ei. Noi adesea ne supărăm, și eu mă supăr, mai rău decât trebuie de multe ori. Nu este de obicei o tragedie, mie mi se pare că este. După vreo 2-3 zile, după ce mă mai liniștesc, n-a fost chiar așa de rău. Dar atunci, pe moment, mare supărare. Enervare, cuvinte nepotrivite spuse. Să nu domnească în noi orgoliul, ci să mergem să ne cerem iertare. Să mergem să ne cerem iertare, chiar dacă și celălalt ne-a greșit. Noi trebuie să ne cerem iertare pentru partea noastră. Știți că partea voastră s-ar putea să fie 1% și Dumnezeu vă duce să vă cereți iertare pentru acel 1%? Chiar dacă celuilalt este 99%. Știți că sunteți responsabili pentru acel 1%? Știți cum arată acel 1%? Când cineva ne rănește, ne vorbește pe nedrept și noi nu ripostăm. Și mai și zicem: mi-a dat Domnul o putere să-mi țin gura, să-mi țin limba, că i-aș fi zis câteva, dar Domnul mi-a dat putere și m-am abținut. Dar inima, nu trește ea acolo resentimente față de persoana respectivă? O mai iubește în proporție de 100%? Și cum este atunci? Tu n-ai zis nimic, omul ăla te-a făcut acolo cu ouă și cu oțet, tu n-ai zis nimic, te-ai și abținut, ești și mulțumit Domnului că te-ai putut abține. Să știi că Dumnezeu te cheamă să te duci tu la El, că poate pe El îl oprește orgoliu, nu-i treaba noastră ce îi oprește pe ceilalți, suntem responsabili de noi înșine, în primul rând.
să te duci la el și să-i mărturisești. Uite, fratele meu, după ce mi-ai zis lucrul ăla, să știi că nu te mai pot iubi la fel. Iartă-mă, te rog, eu îi cer Domnului să-mi dea din nou inima plină de dragoste pentru tine, dar acum duc acest păcat cu mine, a faptului că nu te mai pot iubi plenar. Ce fel de smerenie e asta? E smerenia la care suntem chemate fiecare. Nimic special. Nimic special. Pentru că atâta timp cât mai existăm noi în noi înșine, ca și guvernatori, ca și Dumnezei peste viața noastră, și nu facem astfel încât să fie acolo nimic, ca Dumnezeu să poată lua acel nimic și să creeze din el, nu suntem pregătite să fim folosite în totalitate de Dumnezeu. Spuneți da dragostei lui Dumnezeu. Acceptați-o în smerenie și Dumnezeu va prinde chip în voi. Vreau să vă povestesc o experiență frumoasă pe care am avut-o vis-a-vis de asta. Am ascultat prin toamnă, pe la începutul anului, de la o trupă care cântă în engleză, Casting Crowns, o melodie care m-a mișcat foarte mult, pe care o știam de ani de zile, bineînțeles, dar știți, câteodată Dumnezeu ne vorbește prin lucruri pe care noi le-am mai citit, le-am mai auzit, le-am mai învățat, dar ne vorbește într-un mod nou. Și această melodie spune așa la refren, traduc: dacă noi suntem trupul lui Hristos, atunci de ce nu învață cuvintele lui pe alții? Atunci de ce nu îmbrățișează mâinile lui? Și de ce nu aleargă picioarele lui spre cei pierduți? Dacă noi suntem trupul lui Hristos, de ce nu folosește Dumnezeu trupul său pentru a arăta puterea și dragostea lui? Și m-a cercetat foarte mult melodia asta. Și eu nu sunt genul de om care să-mi pun aceeași melodie să se repete de 15 ori la fel, aceeași. Sunt mai degrabă genul care, hai să avem un pic de diversitate. Și totuși mi-a persistat foarte mult în minte mesajul ei și mi-am dat seama că este un lucru pe care Dumnezeu vrea să-l facă în viața mea și să-l schimbe la mine. Și m-am gândit, care din abilitățile mele, care din membrele mele nu sunt folosite așa cum trebuie pentru lucrarea Domnului? Ce noi am dat? Și cercetându-mă, mi-am dat seama că nu i-am dat mâinile chiar în totalitate. Nu sunt chiar așa de harnică cum aș putea să fiu. Mai degrabă aș sta vreo 3 ore în studiu biblic decât să fac curat prin toată casa. Sincer. Mi-e mai ușor, îmi doresc mai mult, îmi place mai mult. Dar Dumnezeu ne cheamă și la hărnicie și vrea să ne folosească și mâinile. Noi, și așa de mustrată m-am simțit că m-am pus pe rugăciune. Doamne, te rog, folosește mâinile mele. Folosește mâinile mele să fie ca mâinile tale, Doamne. Folosește mâinile mele și numai așa mă rugam eu în minte cu faptul că trebuie să fiu mai harnică. Folosește mâinile mele. Și după vreo 2 luni și jumătate, 3, a murit tatăl unei prietene din biserică și a murit destul de devreme, pe la 51 pic de ani. Știam că este bolnav, nu știam că este chiar așa de bolnav, și am primit vestea destul de șocată, destul de șocată. Și noi locuim foarte aproape de biserică și de capela bisericii și când am aflat că a murit tatăl prietenei mele, se ținea la capela bisericii
în prima seară priveghe, apoi iarăși priveghe, apoi înmormântare. Și am zis, este prietena mea, nu există să nu mă duc. Mai stau și vis-a-vis de capele, să mai și vadă toată biserica care merge la priveghi, să vadă și lumina aprinsă la mine și eu să nu fiu, nu se poate. M-am dus, bineînțeles. Și în prima seară nu am fost prea mulți. Și am văzut-o pe prietena mea împreună cu familia ei, acolo mai aproape de sicriu. Și am spus o rugăciune în gând. Doamne, ajută-mă să-i fiu o alinare. Că tatăl ei era cam de vârstă cu tatăl meu. Doamne, te rog, ajută-mă să-i fiu o alinare. Și fiecare dintre noi, așa înainte să înceapă slujba de priveghi, știți cum este obiceiul, trecem pe la familie ca să spunem condoleanțe, să-i sărutăm, să-i luăm în brațe. Și nici nu știu foarte bine pe ceilalți membri al familiei ei, recunosc, doar pe ea o știu. Așa că atunci când mi-a venit rândul în micuța coadă de oameni, care eram în seara respectivă, am mers și am luat-o în brațe. Atât. Mi-am pus mâinile în jurul ei. Și nu am spus nimic. Nu știam ce să spun, vă spun sincer. Un bărbat așa de tânăr, cam de vârstă cu tatăl meu, îmi imaginam ce ar însemna asta pentru mine. Nu am știut ce să spun. Dar am luat-o în brațe. Am pus mâinile mele în jurul trupului ei și s-a prăbușit. Și cred că am stat îmbrățișate vreo 10 minute. Că puținii oameni din spate deja auzeam picioare care, ce tot face fata asta aici? Dar noi puteam da drumul. Efectiv s-a prăbușit total în brațele mele și eu nu știam ce să zic, eram așa de neputincioasă. Nu făceam decât să mă rog ca Domnul să-i dea mâncăiere și am ținut-o în brațe vreo 10 minute. La sfârșit, același obicei. S-a terminat slujba, iei în brațe familia. Îi spui condoleanțe, le dai o sărutare. Am reluat toată treaba, m-am așezat iarăși la coadă. De data asta printre ultimii. Când ajung iarăși în dreptul prietenei mele, se întâmplă exact același lucru. De data asta am avut și vreo 2-3 cuvinte, nu ceva special, nu vă imaginați. Sunt alături de tine, mă pot suna oricând, la orice oră din zi și din noapte, nu ceva special, ceva ce spunem fiecare dintre noi. Și s-a prăbușit din nou în brațele mele. Când i-am dat drumul în sfârșit, din îmbrățișare, a pus mâinile în jurul gâtului meu, mi-a luat așa capul în mâini și mi-a șoptit la ureche și mi-a spus, în mâinile tale am simțit mâinile lui Iisus. Tu ai fost alinarea mea în seara asta. Și am luat-o în brațe la fel cum au luat-o și ceilalți oameni. Nu altfel. Nu i-am spus cuvinte mai frumoase decât i-au spus alții. Și am înțeles atunci imediat, într-o fracțiune de secundă, că Dumnezeu ne folosește așa cum știe El. Eu îmi făcusem planuri să fiu mai harnică. Ar trebui să fiu și mai harnică, să ne înțelegem. Mă străduiesc. Dar Dumnezeu a avut alte planuri pentru mâinile mele. Și rugăciunea aceasta mi-a fost ascultată într-un mod mult mai frumos decât am cerut-o eu. Pentru că așa e Dumnezeu. El ne surprinde. El ne surprinde. De aceea, să ne punem cu toată ființa la dispoziția Lui. Să-i dăm și mâinile noastre, și picioarele noastre, și limba noastră, și mintea noastră, și inima noastră. Să-i le dăm pe toate, până când o să fie toate ale Lui.
și veți vedea atunci ce lucruri extraordinare poate să facă Dumnezeu. Cum puterea Lui e cu adevărat făcută de săvârșit în slăbiciunile noastre. Dumnezeu, pentru că ne iubește cu adevărat, este un Dumnezeu gelos, care ne vrea cu totul pentru El. Nu ne vrea cu inima împărțită. El ne vrea cu totul pentru El. De aceea, să fim sincere înaintea Domnului și să mărturisim ce nu i-am dat încă. Să lăsăm dragostea Lui să cuprindă inimile noastre, să lăsăm dragostea Lui să lumineze prin cercetarea Duhului Sfânt părțile din noi care nu sunt ale Lui. Poate avem aici fete și femei care nu i-au dat Domnului încă nimic cu adevărat. Toate am fost acolo. Toate am fost acolo. Dumnezeu vă cheamă astăzi să răspundeți la dragostea Lui și să-L puneți la încercare. Să vedeți ce poate face El dintr-o viață dăruită pe deplin, din noi care suntem nimic. Cum poate Dumnezeu să-și arate slava, pentru că El în bunătatea Lui nu fiindcă are nevoie de noi. Nu pentru că nu poate doar prin propriile Lui puteri, ci pentru că vrea să ne înalțe pe noi, vrea să ne dea un scop, vrea să ne dea o identitate, vrea să ne dea o viziune, ne cheamă să fim împreună lucrători cu El. Dumnezeu s-ar descurca mult mai bine fără noi, că n-ar mai fi tot felul de probleme și de lupte, de orgolii. El s-ar descurca mult mai bine fără noi. Dar El, fiindcă este dragoste, spune nu. Eu vreau cu tine. Ca un tată care își ia copilul să vopsească gardul împreună cu el. Ar merge mult mai repede dacă tata, care e meșter, dar nu. Iau și pruncul după mine, hai uite așa, nu e bine, mai bine în urma lui mai șterge, hai uite așa și în loc să dureze treaba 3 ore, durează 6. Dar bucuria copilului, că a fost și el făcut parte la munca tatei, la înfrumusețarea gardului, e de neprețuit. Și ce mai contează orele alea în plus pentru un tată care își vede copilul fericit? De aceea Dumnezeu ne cheamă să fim lucrători împreună cu El și ne cheamă să ne dezbrăcăm de noi înșine și să ne vedem starea reală, că suntem un abur care piere, că suntem o floare care e astăzi și mâine nu mai e, și să-I dăruim Lui inima noastră întreagă. Să vă dau acum un exemplu pe care l-am conștientizat de curând. E tot un exemplu cu înmormântare, îmi pare rău. Așa s-a întâmplat. A murit bunica mea acum câteva zile. Eu nu sunt de aici, probabil v-ați dat seama după felul în care vorbesc, că nu sunt din Ardeal, ci sunt din sudul țării. Și m-am dus acasă, bineînțeles, pentru pregătiri, pentru înmormântare, să fiu împreună cu familia mea. Și după înmormântare, am spus acolo ceva și în timpul înmormântării, dar după înmormântare, după ce am reușit să ajungem înapoi acasă, 8 ore cu mașina, frânți, obosiți, rupți, bineînțeles, a doua zi mă sună tatăl meu și îmi spune că ar fi bine și ar fi frumos, Ana, dacă tot ai o oarecare platformă în online, să scrii ceva și pentru mamaia, noi așa le spunem bunicilor, să scrii ceva și pentru mamaia, pentru că am iubit-o cu toții enorm de mult, a fost și va rămâne o influență extraordinară în viața mea și un exemplu de trăire cu Hristos. Și treaba nu a fost chiar așa de ușoară.
Și am scris, am șters, am tot amânat. În mare, în loc să scriu marți, am scris abia joi sau vineri. Și tot trimiteam și la mama și la tata, care îmi tot făceau modificări, și aici mai puțin, aici mai mult, spune și de asta, nu spune de asta, Ana, totuși să nu pară a fi o laudă, nu. Și, nu, știți voi. Și am încercat să iau așa toate indiciile lor și să le încadrez acolo. Însă mi-am dat seama că orice spunem și orice scriem, trebuie să aibă un punct de reper din care să pornească. Și am formulat această scurtă memorie a vieții ei prin prisma a ceea ce a făcut Dumnezeu dintr-o femeie din al doilea cel mai sărac județ din țară, din județul Telorman, de acolo de unde eu vin, care a avut 4 clase și am impresia că a patra neterminată, care a muncit toată viața la munca câmpului cu animale, care a trăit în perioada comunistă, a muncit la CAP. O femeie simplă, extrem de simplă. Și în timpul înmormântării, stând acolo împreună cu verișorii mei, cu frații mei, cu familia lărgită și cu rude, cu prieteni, cu oameni din biserică, oameni din sat, sunt acolo în jurul sicriului, mi-am adus aminte de un citat pe care Maica Tereza, călugărița catolică, l-a spus la un moment dat, în care ea spune că dacă vrei să schimbi lumea, du-te acasă și iubește-ți familia. Dragostea asta care schimbă totul. Și mă uitam la noi, o mulțime de oameni, cât de mulți eram acolo datorită ei. Și datorită exemplului ei. Și cum poate Dumnezeu folosi o femeie simplă, fără școală, fără multe resurse materiale. Cum o poate folosi ca să influențeze un sat, o biserică și generații întregi din familia ei de copii, nepoți, verișori, strănepoți, unchi, mătuși și așa mai departe. Ce putere are o viață care este dăruită lui Dumnezeu? Ce putere are Dumnezeu atunci când noi îl primim întru totul în viața noastră și îi dăm totul. Îi dăm mintea noastră și inima noastră și trupul nostru ca o jertfă vie. Aș vrea să încheiem într-un moment de rugăciune și câte trei, așa cum stăm pe scaune, aș vrea să ne cercetăm înaintea Domnului. Și aș vrea să facem un lucru greu. Un lucru greu. Și anume, să ne mărturisim uneia alteia și Domnului împreună părțile noastre pe care nu i le-am dat încă. Pentru că niciuna din noi nu a ajuns la perfecțiune și fiecare din noi mai are ceva ce a păstrat pentru ea și nu i-a dat Domnului. Fie că e timpul nostru, fie că o parte din banii noștri, fie că este trupul nostru, fie că sunt ochii noștri, fie că sunt niște relații frânte, pe care nu le-am adus înaintea Lui și am tras cu dinții să se facă cum vrem noi. Fie că este o inimă zdrobită pe care preferăm să o ținem în autocompătimire decât să o lăsăm frântă la picioarele Lui Iisus.
știu că nu vă cer un lucru ușor, însă eliberarea pe care Dumnezeu o dă este prea frumoasă, este prea dulce ca să nu facem lucrul acesta. De aceea vă rog, dacă vreți pe picioare, dacă vreți pe genunchi, dacă vreți una lângă alta pe scaun, haideți, vă rog, așa cum stăm așezate, câte două, câte trei, să ne deschidem inima una față de alta și înaintea Domnului și să-i spunem lucrurile pe care nu i le-am dat încă. Ce mai avem și ținem pentru noi și nu este al Domnului Iisus? Care-i domeniul nostru în care vrem să se facă voia noastră și nu voia Lui? Unde, Doamne, nu Te-am lăsat să intri cu lumina Ta și ținem întuneric, crezând că Tu nu știi când Tu pe toate le știi? Vino, Doamne, și cercetează-ne cu Duhul Tău cel Sfânt. Doamne, Te rugăm, dă-ne pe față păcatele noastre. Dă-ne pe